Mac, mașina de poliție. A fost un jaf în orașul mașinilor și patrula auto are nevoie de ajutor în investigație. Poftim? Cineva a furat foarte multe ouă de Paște? Ce lucru teribil! Sunteți gata să mergem să găsim ouăle alea? Baba! Cacapi! Ce ai văzut, Gary? Bine gândit. Un container e un loc potrivit în a ascunde lucruri. Mai încearcă, Gary. Vei găsi un nou până la urmă. Pari foarte sigură pe tine, Kerry. Crezi că este un ou la tine în brutărie, nu-i așa? Kerry, nu te lăsa distrasă de prăjituri și de dulciuri. Nu sunt ouă nici aici. Stai! Ce e acolo sus pe semnul brutăriei? Ai găsit unul! Bună treabă, Kerry! Salutare, Tom! Vrei să duci mașina asta veche și ruginită înapoi la garajul tău? Păi, ce spui de asta? Din întâmplare ai găsit unul dintre ouă. Mai bine l-ai duce la Matt și Frank. Hai să vedem cum se descurcă Gary. Tot nimic. Ce este, Lily? Ai văzut un ou? Oh, o bilă de biliard. Ai dreptate. Trebuie să fie un ou undeva aici. Poate chiar acolo? Sau poate acolo? Stai puțin. Ăsta nu e rotund ca o minge. E un ou! Oh, bietul Gary, încă mai caută în spatele tuturor containerelor. În sfârșit! Să ne întoarcem în parc! Wow, uite-te la toate ouăle astea! Uite că vine și Gary cu ultimul. Păi și ce urmează, băieți? Se pare că până la urmă nu a fost nicio investigație. A fost o vânătoare de ouă de Paște mascată. Și
Fiecare are voie să mănânce oul pe care l-a găsit. Bună treabă în echipă, toată lumea. Meritați ouăle astea. Paște fericit! Matt, mașina de poliție. Wow, uite-l pe Jerry cum ia curbele acelea pe lângă lac. Cred că se antrenează pentru cursa de mâine. Hey, Jerry! Se cam întunecă. N-ai vrea să te odihnești acum? Nu-mi vine să cred că Jerry s-a antrenat pentru cursă toată noaptea. Jerry, chiar ar trebui să te odihnești puțin înainte să pățești vreun... accident! Cred că ai nevoie de ajutor să ieși din noroiul ăla, Jerry. Mă întreb oare pe unde sunt Matt și Frank? Salut, băieți! Jerry are nevoie de ajutor. S-a împotmolit în noroiul de la lac. Așa este, trebuie să participe la marea cursă astăzi, dar nu sunt sigur că va reuși. Puteți ajuta? Minunat! E înțepenit de-a binelea, nu? Se pare că se lucrează pe pista din apropiere. Jerry va fi norocos dacă va reuși să iasă din noroi în timp util. Ai vreo idee, Matt? Sigur! Tom, camionul de tractări ar putea să-l scoată. Ajută la pistă! Hai să-l căutăm! Uite-l pe Tom! Să sperăm că Matt îl poate convinge să vină să-l ajute pe Jerry. Unde a plecat? Ai reușit ceva cu Tom? Cred că Frank are altă idee. Bineînțeles, lacul nu e departe de pistă. Poate că macaraua Charlie îl poate ridica din noroi și să-l aducă aici. Bun, se pare că Charlie ne va ajuta. Hei, Jerry, Matt și Frank au adus macaraua Charlie ca să te scoată din noroi. Acum trebuie să-l ducem pe Jerry pe pistă. Mai e puțin timp până când începe cursa. Să te spălăm și să te pregătim. Bun, să schimbăm și roțile. Mă întreb dacă Tom e liber acum. Se pare că se ocupă Matt deja. Și de data asta Tom ne poate ajuta. Timpul trece repede. Trebuie să punem roțile repede, repede. Charlie ne salvează încă o dată. Acum, hai să punem cauciucurile. Mm-hmm.
Bun, exact la fix pentru cursă. Cursa e în plină desfășurare și cred că Jerry ar putea chiar să câștige. Poate că e bine că s-a împotmolit în noroi. Așa a fost obligat să se odihnească puțin. A terminat! A câștigat! Wow! Ai reușit! Și doar acum câteva ore erai împotmolit de tot în noroi. Și totul datorită acestor băieți. Ce echipă minunată! Matt, mașina de poliție. Halloween fericit, micule Matt și micule Frank. Frumoase costume de patrulă cățelușilor. S-a întâmplat ceva? Bomboana ta a dispărut? Ce e asta? E o vrăjitoare destul de înspăimântătoare. A zburat pe aici toată seara? Crezi că a pus o vrajă? Și ia toate dulciurile? Asta e ciudat. Să chemăm patrulă auto ca să afle ce se întâmplă. Băieți, avem o problemă neobișnuită aici. Băieților voștri li s-au furat bomboanele. Ei spun că e o vrăjitoare rea care zboară prin oraș. Știu că sună ridicol, dar credeți că ați putea investiga? Minunat! Să mergem! Tații voștri au venit, băieți? Spuneți-le ce s-a întâmplat. Ușurel, nu te grăbi. Așadar, ai adunat multe bomboane și când vrăjitoarea a zburat pe deasupra, ai observat că geanta ta este goală? Și s-a întâmplat de două ori deja? Trebuie să existe o explicație pentru asta. Mașinuțelor, de ce nu mergeți în continuare la colindat în timp ce patrula investigează cazul? Ce veți face mai întâi, băieți? Vreți să aflați cine este vrăjitoarea asta? Ce vei face, Frank? Îi vei urmări pe micul Matt și micul Frank? Asta e o idee bună! Ia uite! Cu micul Hector! Nu din nou! Gențile lor sunt goale! Ce ciudat! Se pare că această vrăjitoare fură doar de la micul Matt și micul Frank. Poftim? Vrăjitoarea înspăimântătoare este mica Penny? Wow! Are un costum de Halloween perfect! Dar nu cred că poate fura bomboane de sus din aer. Altcineva trebuie să fie hoțul. Dar cine? Hector, zboară acolo sus cu micuța Penny și luminează cu farul când ea este aproape de micul Matt și micul Frank. Între timp, noi îi vom urmări la sol. Mm-hmm.
E micul Hector. El le fura bomboanele celor doi când ei se uitau pe cer. Micule Hector, nu a fost prea drăguț. Mai bine ai împărțit bomboanele cu micul Frank și micul Matt. Deci nu a fost o vrăjitoare fioroasă până la urmă, băieți. E micuța Penny. Ce costum minunat, micuță Penny! Ai păcălit pe toată lumea! Misterul s-a rezolvat! Mulțumim pentru ajutor, patrulă! Ne vedem data viitoare!